Acum, copii, urmează dansul Victoriei. Ești gata, Betty? Sigur! Salut! Sunteți pe canalul Betty Club. Și astăzi, Betty, noi vom face o provocare în care tu vei avea ocazia să câștigi multe surprize. Wow! Și această provocare se numește Intuiție Challenge. Deci, dacă vei avea intuiție, vei câștiga multe surprize. Wow, dar dacă nu... intuiția atunci. Da, dar dacă nu vei avea, evident că nu vei câștiga. Voi face intuiția. Să începem? Să începem! Închid ochii. Pufim vechi două vase și sub unul din ele este o surpriză. Intuiția mea îmi zice că surpriza e aici. Întâmplă-o pe tine. Da, hai să vedem. Surpriză! Și nu ți-am zis că regulile acestui joc constă în asta, că dacă găsești surpriza, ai dreptul să o deschizi și să vezi ce ai acolo. Deci dacă nu o ghiceam și dacă nu am altceva, să văd ce era aici. Da. Un Hello Kitty obișnuit, deci dacă nu am asta, nu am nevoie să deschizi. Corect. Adică ori găsești jucăria, ori găsești surpriza. Deci jucăria era mea, dar... Da, deci data aceasta ai surpriza. O să le deschidem la urmă. Nu la urmă, acum. Hai repejor. Da. Pui totul aici. Repejor. Stai aici. Wow! Știu, nu am pe aceasta. Ce drăguță e. Și în varianta de Crăciun are o căciuliță. Are o căciuliță de Crăciun? Yeah. Într-adevăr, copii, aceasta este un Hello Kitty în varianta de Crăciun, deoarece are o căciuliță super mega tare. Îmi place foarte mult. Și mie la fel. Să mergem mai departe. Să mergem mai departe. Deci, Betty, ai un punctișor, deoarece îți considerăm un punctișor atunci când găsești surpriza. Runda a doua, da. Poftim! Eu știu unde surpriza. Cred că surpriza mea face planuri bune. Hai să vedem. Surpriza este aici, din nou. Da, hai să vedem. Ce intuiție ai? Surpriză! Cum, Betty? Cum tu găsești surprizele? Și apropo, am uitat să zic că în cazul în care vei avea mai mult de 3 punctișoare, 3 punctișoare și mai mult, înseamnă că va trebui să dansezi dansul Victoriei. Bine? Da, mai am un și să vedem și era aici, că sunt da, și aici ce era? Un Hello Kitty. Un Hello Kitty albastru. Cu floricică. Floricică, noi am uitat să-l arătăm pe cel din prima rundă. Iată, în prima rundă era aceasta, da? Și acum este ăsta care seamănă cu un grădinar. Da, bine. O să deschid ușorul. Da. Nu am! Nu ai? Iarăși ceva nou? Da! Și în a doua rundă, Betty a câștigat, iată așa, un Hello Kitty în costum albastru. Eu cred că e costum de baie. De ce? De baie. De băiță, probabil. Dar, la fel, este cu fundiță această Hello Kitty. Ea, foarte ea drăguță. Ea fără fundiță nu poate, ea mereu are fundiță. Mereu are fundiță, da? Bine, să mergem mai departe. Da. Runda a treia. Poftim, Betty. Hai să vedem intuiția ta. Vrei să dansezi dansul Victoriei? Înseamnă că nu trebuie să mă bucur. Da, îți trebuie încă un punctișor. Pe care îl alegi? Ăsta, bine. Iarăși pe ăsta. Surpriză! Surpriză! Deci bolul ăsta e
norocos. Eu ți-am mai pus încă o dată aici, deoarece eram sigură că nu-l vei deschide, dar tu iarăși l-ai deschis. Hai să vedem ce nu ai găsit tu aici. Un Hello Kitty. Un Hello Kitty. Și de data aceasta ea era în rochiță albastră. Și un pic de roșu la fundă și la rochiță. Da, și la păpuci. Da. Deci, Betty, astăzi vei dansa dansul Victoriei oricum, că deja ai 3 punctișoare. Da, da, să vedem cât de mult. Mhm. După care Se repetă? Da. Nu-i nimic. Da, într-adevăr, din păcate, jucăria noastră s-a repetat, dar nu-i nimic. Înseamnă că vei avea 2 pisici Hello Kitty gemene. Da, sunt surioare gemene. Sunt surioare gemene, în costum de baie și vor merge la piscină și la mare. Vor nota frumos. Da, neapărat. Unda a patra, penultima. Poftim? Aceasta. Hai să vedem. Nu vine să cred. Ce înseamnă asta, Betty? Găsești toate ușoarele. Deci dansul Victoriei este inevitabil. Și aici ce avem? O Hello Kitty. O Hello Kitty, iarăși în rochiță roz, da? Da, este un pic altfel de rochiță. La asta era cu floricele, dar la asta e cu inimioare. Și nu e rozul chiar așa, așa. Uh-huh. Bine. Aici e cam la fel, la mine. Am înțeles. Hai să vedem ce surpriză are acolo. De-abia aștept să văd ce am aici. Nu ai? Și a patra Hello Kitty pe care a găsit-o Betty este cu o inimioară imensă în mână și are fundiță de ce culoare, Betty? Roșie ca inimioara ei. Roșie ca inimioara ei. Bine? Care o are aici. Da. Să mergem la runda a cincea. Mai avem o rundă? Încă o rundă și apoi dansul Victoriei. Gata, Betty, deschide ochișorii și runda a cincea. Să vedem ce intuiție vei avea. Asta, bine? Ce era acolo? Hello Kitty mare. O jucărie Hello Kitty. Dar Betty vroia o surpriză. Hai să vedem, în a doua poate tot era o jucărie. Ba nu, în a doua era o surpriză. De ce n-am ales-o pe asta? Intuiție, fă ceva mai bun. Intuiția te-a dat de gol în ultima rundă. Dar nu-i nimic. Acum, copii, urmează dansul Victoriei. Ești gata, Betty? Sigur. Hey!
Acesta a fost dansul victoriei câștigătoarei noastre. Dacă v-a plăcut video nostru, puneți like și abonați-vă la canalele mele YouTube, la canalul Betel Club, la canalul Betica și la canalul Drizzy. Pa, pa! Pa, pa!